Vaccinarea la nivel european decurge într-un ritm tot mai accelerat. Aproape toate statele europene și-au vaccinat deja cu cel puțin o doză peste jumătate din populație, lucru care le-a permis să își extindă campaniile de imunizare. Franța, una dintre cele mai afectate țări de coronavirus, și-a vaccinat aproape 55% din populație cu cel puțin o doză. Acest lucru i-a permis guvernului condus de Emmanuel Macron să lărgească programul de vaccinare. C'est pourquoi nous avons décidé ce matin, à partir du 15 juin, eh bien de commencer à ouvrir la vaccination pour les adolescents, enfin les plus jeunes, et à partir du 15 juin de permettre aux 12-18 ans d'aller se faire vacciner. Și în Grecia, programul de vaccinare decurge tot mai bine, peste 55% din populație fiind deja imunizată. Acest lucru i-a permis Greciei să-și extindă programul de vaccinare și la nivelul migranților din taberele de pe insulele Lesbos, Samos și Chios. Însă autoritățile de la Atena s-au lovit de o altă problemă: refuzul migranților de a se vaccina. Doar 15% dintre cei 9400 de migranți s-au arătat dispuși să facă acest lucru. În Marea Britanie, cel mai afectat stat european de coronavirus, programul de vaccinare a decurs chiar mai rapid. Peste 75% din populație a fost deja vaccinată cu cel puțin o doză, iar 50% a primit și a doua doză. Datorită acestei evoluții, Marea Britanie a raportat zero decese pentru prima dată din iulie 2020 încoace. La nivel european, aproape toate țările au trecut de pragul de 50% al populației imunizate. Din punct de vedere matematic, cel mai bine stă Ungaria, cu 92% din populație vaccinată, însă Budapesta a folosit și vaccinul rusesc Sputnik 5, precum și pe cel chinezesc Sinopharm, amândouă cu o eficiență încă nesigură. Din Uniunea Europeană, cel mai slab la capitolul vaccinare stau Bulgaria, cu doar 20% din populație vaccinată, Letonia și Croația.